În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oare nu în cele ale Tatălui meu se cuvenea să fiu? Știți că dincioși de multe ori ne-am gândit la cuvintele Mântuitorului și, din păcate, le-am luat în contextul în care au fost ele spuse. Adică atunci când a fost vorba de o minune, ne-am gândit la minune respectivă. Atunci când a fost vorba de vreo pildă sau vreo parabolă, le-am luat ca atare. Atunci când a fost vorba de un eveniment din viața Mântuitorului, am luat-o ca atare. Ei bine, aș vrea ca astăzi, fiind începutul anului Mântuirii 2016, un an mai bogat decât alți ani, pentru că are o zi în plus adăugată la februarie, aș vrea să considerăm că Mântuitorul ne-a spus multe parabole, dar cele mai importante lucruri pe care le-a transmis au fost faptele sale. Niciodată nu ne-am gândit, cel puțin eu personal, că faptele Mântuitorului toate sunt pilde, sunt parabole, sunt cuvinte, sunt învieri și sunt minuni. La un loc. Și iată ce ne propune astăzi Biserica. Într-o zi de an nou, care este dublată și de praznicul cel mare al tăierii împrejur al Mântuitorului, adică numirea sau punerea numelui la 8 zile, așa cum a rămas până în ziua de astăzi, după ce se naște copilul la 8 zile, să facem această rânduială de punerea numelui, decât că la evrei era o rânduială mult mai amplă, ca să spunem așa, pentru băieți mult mai dureroasă, dar care a fost închisă de Mântuitorul prin faptul că El însuși s-a supus acestei legi, care a dat mai departe legea creștinească a numirii pruncului de la 8 zile. Așadar, este o sărbătoare deosebită și prin faptul că este și Sfântul Vasile cel Mare prăznuit tot astăzi. Vă să zic că avem cel puțin 3 sărbători într-una singură, fel de 3 în 1, cum mai sunt diverse produse, dar la noi este un produs al bucuriei sărbătoarea de astăzi. Și spuneam că este un bun prilej de a schimba puțin atitudinea noastră față de ceea ce ne-a spus Mântuitorul. Ne-a spus cu cuvinte și iată că astăzi ne spune cu fapta. Și anume, după ce magii au plecat pe altă cale, să nu se mai întâlnească cu Irod, să-i spună ce au găsit în Betleem, Irod s-a supărat, a trimis de a omorât pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos, așa cum aflase de la magi că este vârsta pruncului care va deveni împărat, și s-a încheiat acest episod al tristei copilării de început a Mântuitorului, și Sfântul Evanghelist Luca îl prezintă pe Mântuitorul direct la 12 ani. Și se spune atât că pruncul creștea cu Duhul și se înțelepțea. Și așa cum era obiceiul ca în ziua de sărbătoare să meargă toți la Ierusalim să se închine, și Maica Domnului cu Iosif au mers împreună cu Mântuitorul Hristos, cu fiul lor de 12 ani, la Ierusalim să se închine. Era un fel de pelerinaj. Știți că în toate religiile Pământului, numai în creștinism, a rămas această dorință de a face un pelerinaj, cel puțin o dată în viață. Eu mi-aduc aminte că, trăind la țară, în mijlocul unei vaste comunități de musulmani, vreo 2 sau 3 erau numiți hagii. Și n-am știut multă vreme, pentru că, dacă am întrebat pe cineva, li se părea firesc. Zice, da, e hagiu, cum adică? Păi ce a fost la Meca? Nu știam ce e Meca, nu știam mare lucru. Dar după aia mi-am dat seama că termenul mă interesa, mă zice, e hagiu, ăla zice, e hagiu. La un moment dat se înlocuia chiar numele Iisus, zicea hagiu. Adică numele lui nu mai conta. Din momentul în care făcea acel pelerinaj al vieții lui, numele lui nu mai conta, zicea hagiu. Este important că și astăzi se ține lucrul acesta.
Și mai târziu, când m-am apucat și de studierea la seminar a limbii grecești, mi-am dat seama că în limba greacă veche, Agios este sfânt și Hagiul de la Mereni, localitatea unde m-am născut, era un om sfințit. Deja în ochii celorlalți avea altă trecere. Și într-adevăr, să știți că un hagiu era întotdeauna consultat de către mai mari zonei, era considerat un om înțelept și chiar era un om înțelept. Aș zic că acest hagiu este o rămășiță a călătoriei Mântuitorului la Ierusalim, pentru că Mântuitorul era cu părinții în Nazaret. Și au mers, și spuneam de pelerinaj, erau mulți oameni, întotdeauna pelerinajele au însemnat deplasări masive de oameni. Decât că față de o deplasare de asta etnică, oamenii se întorceau acasă. N-aș putea să vă fac acum comparație cu frații sirieni, că ei nu vin în pelerinaj, ei vin să rămână. Dar mișcarea de oameni era cam aceeași. Adică luați jumătate din aceste lucruri și să le gândiți bine. Un pelerin se întoarce întotdeauna acasă, pentru că aici vrem să ajungem. Dar ce ne facem atunci când ajungi în locul de pelerinaj, te identifici cu el? O să vedem ce a făcut Mântuitorul la 12 ani. O să zic că s-au dus acolo cu mulțime mare de vecini, probabil prieteni, după strada lor, și au mers, s-au închinat și după 3 zile cât a durat pelerinajul, s-au întors spre casă. Acum când te întorci spre casă, mulți pleacă într-o anumită direcție și încet, încet, după câțiva kilometri, zeci de kilometri, încep să se bifurce drumurile. Ăla o ia spre o parte, celălalt spre altă parte, cam cum venim noi după la Iași. De la Iași, primii kilometri îi facem cu toții la fel, că aia e calea. După care unii iau în Ardeal, alții spre Dobrogea, unii sunt la București, alții rămân la Galați, la Bacău și mai departe. Ei, așa s-o fi întâmplat și cu Mântuitorul și când a văzut Maica Domnului că s-au cam subțiat grupurile și ei deja încep să meargă numai cei pentru Nazaret, care nu erau așa de mulți, s-au uitat în jur și nu l-au văzut pe fiul lor de 12 ani. Și au început prima dată așa cum este românul. Așa era probabil și pe partea altă creștinul în devenire, e ce lasă-vă că o fi cu cineva. Și abia după 3 zile și-au dat seama de drum că nu era cu nimeni, adică nu era pur și simplu. Și ce au făcut? S-au întors la Ierusalim. La Ierusalim l-au mai căutat încă 3 zile. Și după ce au căutat ei peste tot, s-au dus în templu. Și în templu, pe cine au găsit în mijlocul cărturarilor și fariseilor și învățătorilor de lege, pe fiul lor care întreba pe cărturari și le răspundea la întrebările pe care aceștia le adresau și ei, de tot se minunau de cuvintele învățăturii și se întrebau de unde știe atâtea un copil la 12 ani. Și Maica Domnului, ca orice mamă, după ce l-o fi mângâiat, l-o luat în brațe, totuși a trebuit să-i spună, pentru că așa este și datoria fiecărei mame, să spună unde a greșit, adică să nu creadă că e bine. Copilul nu trebuie numai luat în brațe și numai pupat, trebuie să-i spui și unde a greșit. Pentru că ar crede că întotdeauna e numai ca el. Măcar dacă suntem înțelegători, să-i spunem și supărarea. Zice, bine, mamă, acum eu vă traduc în limbajul nostru de acasă, dar te-am căutat și tatăl tău este îngrijorat. De ce ne-ai făcut nouă una ca aceasta? Te-am căutat peste tot. Și atunci el, așa senin, a spus, da, oare nu în cele ale tatălui meu se cuvenea să vin? Și atunci Maica Domnului, ca orice mamă, a pus la suflet aceste cuvinte, pentru că, dacă suntem atenți, Maica Domnului venise către fiul ei de 12 ani să-i spună, vezi că tatăl tău a fost îngrijorat, tatăl tău și cu mine. Și acum Mântuitorul deja și-a arătat identitatea sa, pe care numai mama lui
o știa. Ea era cea care cunoștea adevărul că de la Duhul Sfânt a venit și știa că Tatăl este cel veșnic. Și atunci a păstrat cuvintele acestea în inima ei. Iubiți credincioși, am spus că aș vrea să vă spun câte ceva despre acest eveniment, ca să înțelegem că este mai mult decât o parabolă ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, deși este un fapt real, deși este consemnat foarte, foarte bine în toate Sfintele Evangheliei acest eveniment, pentru noi aș vrea să-l înțelegem ca pe o pildă. Și anume, unde este celălalt? La această întrebare vreau să vă răspund în câteva cuvinte. Întotdeauna atunci când ne poziționăm într-o relație cu cineva, trebuie să știm, cum zicea și Părintele Arsenie foarte frumos, zice, Tată, când stai față în față cu cineva, în primul rând să știi cu cine stai în față, dacă e prieten sau dușman. Dacă este prieten, nicio problemă. Dacă este dușman, să nu-i întorci spatele. În al doilea rând, trebuie să știm ce distanță este între tine și el, ca să-ți reglezi gura de foc. Să știi, e înălțător 3, înălțător 1, cei care au mai făcut armata sau mai citit câte ceva, își dau seama că la 50 de metri se trage cu un înălțător, la 100 de metri, de exemplu, cu un înălțător 3 și funcție de balistica proiectilului. Va să zic că trebuie să știm neapărat și distanța pe care o avem față de celălalt. Asta înseamnă că trebuie să știm exact unde este celălalt. Dacă suntem părinți, să ne întrebăm așa, unde este copilul meu? Nu trebuie neapărat să-l vezi. Nu trebuie neapărat să pui mâna pe telefon, alo, unde ești? Nu. Asta cu telefonul v-am mai spus. În momentul în care nu vă răspunde un copil la telefon, întrebați-vă sincer când v-ați sunat dumneavoastră, ultima dată, părinții, ca să știe unde sunteți. Pentru că altfel nu ne putem lecui. Noi așteptăm de la copiii noștri să ne spună exact pe unde sunt în fiecare clipă, dar noi am uitat că noi pe tata și pe mama nu i-am mai sunat de mult să le spunem unde suntem, ce facem și ce fac ei. Va să zic că un copil se află într-un loc. Știți în ce loc se află? Exact acolo unde trebuie. Dar fix în locul acela. Și să ziceți, bine, dar unde trebuie să fie? Acolo unde a fost educat să fie. Acolo unde a primit, genetic vorbind, toate informațiile să se afle. Acolo unde poate să facă ceea ce s-a pregătit să facă. Dacă îl căutăm în altă parte, n-am făcut nimic. Ce a spus Mântuitorului? Nu în cele ale tatălui meu se cuvenea să fiu. Acum pe românește, bă, nu în bocancii lui tata sunt. În sensul genetic al cuvântului. Adică, ce să mă cauți pe mine, de exemplu, până port, sau cu aparatul de sudură, sau pe vreo schelă? Nu o să mă găsiți acolo. Decât așa, în condițiile în care m-a trimis tata să fac ceva acolo. Pe un copil îl găsim întotdeauna în cele în care l-am educat să fie. De aceea, mesajul trece dincolo, de la copil la celălalt, cel de lângă noi. Necunoscutul, așa zis, necunoscutul de lângă noi, unde se află? Între ale lui. V-am mai spus că multă vreme m-am străduit ca pe cei de lângă mine să-i fac în mod greșit, ca pe mine. Mă bucuram de fiecare izbândă atunci când cineva făcea ceea ce simțeam eu că e bine și îl învățam ani de zile să facă. Până când mi-a trecut. Pentru că nu acesta este scopul. Fiecare om are talentul lui. Dacă eu îi spuneam unui om coleric despre împărăția lui Dumnezeu și nu îi descriam cum era în mintea lui, eu greșeam. Încercam să-l fac pe el să-i placă muzica clasică și el era rocker. Păi n-ai de unde să poți să ai pretenția asta nebunească
ca cel de lângă tine să fie ca tine. Nu, cel de lângă tine trebuie să fie ca el. Și dacă vrea să se facă mai bun, să te faci tu mai bun, ca uitându-se el la tine, să se facă și el mai bun. Atât, dar mai bun în sensul lui. Dacă era așa, dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne facă pe toți la fel, era cel mai simplu lucru pe care un creator putea să-l facă. Dar voia liberă pe care Dumnezeu ne-o respectă, noi de ce nu știm să o respectăm la celălalt? Noi, de exemplu, dacă vrem să facem ceva, bineînțeles că putem să facem. Și v-am mai spus cu cel care m-a întrebat dacă are voie să mănânce pește când e dezlegare la pește, pentru că el n-a postit. Și bă, oricum faci ce vrei în celelalte zile, de ce ai face acum altfel? Trebuie să știm că cel de lângă noi nu este ca noi, este ca el. Și este bine să fie așa, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat chip și asemănare. Ne-a dat chipul, adică să spunem așa, genul proxim, ca la definiție, la logică. Dar asemănarea este diferența specifică. Trebuie să ajungem fiecare la Dumnezeu în felul nostru, în care am primit talanții, în care ne desfășurăm foarte bine, pentru că ce ar însemna ca toată lumea să conducă fabrici și uzine, cum era odată. Păi, dar cu mătura nu mai dă nimeni, dar șuruburi nu mai strânge nimeni, dar vaselina după un mecanic nu mai șterge nimeni, unde ajungem? Dacă toți am fi directori de service, de exemplu, ce s-ar întâmpla? Cine ar mai repara mașinile? Fraților, să nu ne amăgim că noi suntem egali. Nu suntem egali decât în esența desăvârșirii. Fiecare om trebuie să fie desăvârșit în ceea ce este el făcut să ducă mai departe. Vă mai aduceți aminte de doamna aceea cu mătura în mână, care m-a fascinat când aveam eu 4 ani și jumătate, cum știa să dea cu mătura astfel încât să meargă toate resturile de bilete și toate coșile de semințe și toate mucurile de țigări spre ea, atât de mult impresionându-mă pe mine, că atunci când am ajuns acasă mi-am făcut și eu o mătură de aia și pe mine nu m-a ascultat nici măcar o hârtie cât capul meu de mare, ca să vină după mine și după mătura mea. Și atunci mi-am dat seama că fiecare om trebuie să facă ceea ce știe să facă și ceea ce știe să facă, să facă desăvârșit. Și sunt sigur că înaintea lui Dumnezeu, femeia cu mătura este egală cu un medic care operează pe cord deschis sau cu un sfânt părinte care se roagă în munte în singurătate. Și îi este greu să nu ceară muntelui să se ducă de colo-colo. Iubiți credincioși, omul de lângă noi este exact acolo unde trebuie să fie. Dacă vom înțelege lucrul acesta, nu ne vom mai cheltui energie gratuit cu modul pe care știu sigur că-l avem, sau cel puțin îmi dați mie voie pentru mine să mă mărturisesc înaintea dumneavoastră că-l am, de a încerca să-l facem pe cel de lângă noi la fel ca pe noi. Ce plictiseală ar fi! Nu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu, să știți că vrea de la noi și momente în care să ne învățăm să ne susținem părerea. Uite, mă gândesc la doi soți. Dom'le, dacă ei tot timpul s-ar înțelege, cum zice românul, așa numai din priviri și așa, s-ar afunda într-un soi de rutină din care n-ar mai putea ieși niciodată. Trebuie să existe la un moment dat cât o mică scânteie care să pornească de la lucruri reale. Și scânteia aceasta pornește tocmai de la faptul că celălalt crede că după zeci de ani l-a făcut ca pe el. Acum, ca să nu vorbim teoretic, eu în fiecare dimineață când plec de acasă am pe noptieră un vrap de cărți cu, după aia peste ele, ochelarii, tot felul de stilouri. Se întreabă întotdeauna soția mea de ce sunt așa de multe cărți și de ce am așa de multe stilouri. Mie îmi place ca fiecare lucru într-un anumit fel să-l scriu cu un anumit stilou. În agenda scriu cu un anumit stilou într-o anumită zi sau un anumit ceas al zilei. Dacă vreau să fac
un referat ceva, îl scriu cu alt stilou, pentru că eu mă leg întotdeauna de lucrurile acestea. Fiecare lucru trebuie făcut cu ceva specific. Specific în capul meu, nu poate nimeni să intre în capul meu să vadă de ce fac așa. Nici eu nu știu să-mi explic de multe ori lucrurile pe care le fac. E bine, și după ce las eu acasă tot vraful ăsta de cărți deschise și este o nenorocire. Seara când vin, unde credeți că sunt acele cărți? Așezate frumos, însertare, bibliotecă, cărți, ochelari, stilouri. Și îmi pun mâna în cap și zic că aveam aici o caută. Păi stai că dacă nu erai tu care să le duci de colo-colo, eu le găseam repede. Unde sunt? Păi zice, nu știu, cred că nu le-am aruncat, dar să știi că data viitoare le arunc. Cum adică să le arunci? Păi am văzut eu niște hârtie, erau deja multe ștersături. Nu, păi aia cu ștersături e cea mai bună. Niciodată nu o să-ți iasă, de exemplu, o poezie din prima așa. Nu, aia înseamnă că e furată din altă parte și a uitat să dai detalii despre autor și devii plagiator. Nu e bine. Trebuie lucrurile să fie așezate. Ei, acum sunt 26 de ani de când suntem împreună. Mulțumesc. De 31 de ani ne cunoaștem. Și ea încă mai încearcă să mă schimbe. Și bine face. Pentru că dacă mă lasă, nu e bine. Bine face. Dar aș vrea să nu o rănesc prin acest mod al meu de a fi, că eu, de exemplu, pe partea cealaltă învăț eu lecția. Pentru că, de fapt, la mine este problema. Eu aș vrea să o schimb pe ea să mă înțeleagă pe mine. Este foarte delicat. Și știu că se vor rezolva aceste conflicte, așa zise conflicte, numai atunci când eu însumi învăț lecția. Dacă eu n-aș mai avea pretenția să găsesc seara cărțile pe care le-am lăsat eu de seara trecută așa deschise și să le găsesc în bibliotecă, deja m-aș obișnui, mă duc la bibliotecă, le iau, bine, acum sunt obișnuit să fac asta, dar nu fac cu tot sufletul, cum să vă spun. Eu tot aștept ziua ca nebunul, nu o să vină ziua aia. Aștept ziua în care să le găsesc la fel. Păi vă imaginați că dacă le găsesc la fel e supărare mare. Înseamnă că m-a trecut la imposibili. Ei, aici vreau eu să ajung. Fraților, ceea ce ne învață Mântuitorul astăzi este să-l lăsăm pe om acolo unde se află. Este un mesaj pentru un an nou, este un mesaj nou, este un mesaj de sinceritate și mă bucur că în prima zi a anului mi-ați permis să mă și spovedesc, pentru că eu de acum înainte mă simt bine. De acum să știți că am început și eu să înțeleg. Știți că era dat un profesor de matematică la liceu și predat de mulți ani, de foarte mulți ani, și ajunsese la o temă foarte, foarte delicată în matematică, despre cifre și așa mai departe, niște integrale adevărate. Și la un moment dat, unul dintre copii a întrebat un elev, zice, nu vă supărați, dar eu n-am înțeles, de unde? De la jumate. Ba, și începe asta și explică. Altul zice, nu vă supărați, eu n-am înțeles la început, începe și ăla de la capăt. Altă fetiță zice, eu să știți că pe aici, pe la sfârșit, nu prea îmi dau seama cum ați ajuns la concluzia asta. E, după vreo 4-5 de minute, zice, bă copii, să știți că am început și eu să înțeleg. Probabil că să înțeleagă cum să explice. Dar important este să ne străduim, să înțelegem odată pentru totdeauna că celălalt este întotdeauna acolo unde trebuie. Noi, dacă vrem să fie în altă parte sau în altă poziție vis-a-vis de noi, noi trebuie să ne schimbăm poziția. Ne rugăm lui Dumnezeu ca anul 2016 să fie unul în care, atunci când vrem să îl schimbăm pe celălalt, trebuie să știm că noi suntem cei care trebuie să ne schimbăm. Dacă vrem să înțelegem pe cineva, trebuie să-i învățăm limba, limbajul în care comunică, și atunci vom fi într-adevăr fericiți, pentru că nu așteptăm lucruri de neașteptat, ci așteptăm lucruri firești. Ca Mântuitorul care așa de liniștit stătea în templu și zicea, dar nu vi se pare că aici trebuia să fiu? Așa trebuie să fim și noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca anul acesta să fie un an al cumințeniei, al așezării, al
raportării la ceea ce este frumos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.